aveam numai mașini de scris stricate. Și eu sunt o jucărie stricată cu bărbă priceapă. Eu fac parte din școala Rusi, care sunt Andrescu, al lui Beligan, al lui... Sunt pe undeva, chiar autorizat un fel de... Noi am crezut în omenie, am crezut în fidelitate, am crezut în prietenie, am, nu știu dumneavoastră în ce mai credeți. Sunt elegați la școala primară. Păi m-am ales cu 2 ani. Dar n-a fost să-i bani să nu-mi spună poezii. Aici aveți toată istoria și filozofia lumii. Mai mult v-a zis, a avut norocul de a văzut și biblioteca lui. Norocul cel mare Anania. E că toți cei care m-au condamnat timpurile alea mai rele, mai rele într-adevăr, mult mai rele, dar și cu oarecare demnitate și cultură românească, pe care nu pot nega, au murit. Uitați-l, Baiducu Balalt, cu o zi înainte de am și scris acolo. Înainte de masacru. Da. Uite. Erau la Sașe, la Strand, și zicea că acum să, erau vânători, acum să vie Băland și... Asta e, ce puteți să citiți pe fața și citiți toată, că i-am promis un lucru că vă dau un exemplar. Exemplar. E un fel de roman, cum vă să vă spun, vreo câteva procente, 7, 5, 10, eu știu, sunt adevărate. Adică crimele, locul lor și așa mai departe. Și i-a păi ești pe acolo cauza, da, dar restul e intuiție, poetică, literală, de unde e asta? M-am fost la prundul Bârgăului, lângă Bistrița, acolo unde eu spre Varta, Dorni drumul și nu știa nimeni. Un bătrân mi-a spus să vezi că a fost doi frați, că nu știu ce, așa. Am pierdut vreo 4 zile pe acolo, am și băune și te vin de așa. Da, da, am luat-o lui Herbalan și a venit la o stână câinii și a arcat-o pe față într-un pom să nu muște câinii. Și a spus ciobanului, lui Dea Păsirea Lopi, el mi-a povestit de aia din gură lui, mi-a spus. Și a luat băiata și am dus sau acasă la tatăl său, și tatăl său era fotograf în Codlea. Și fata aia o viață întreagă, a împletit numai ciorap și fulare. O arbă, a orbit de emoție. Asta e... Am încercat să fac un fel de roman, nu știu dacă l-am reușit. Alt document mai aproape de adevăr nu găsiți. Da. Dar cum v-am spus, 10% e realitate, 90% e ficțiune. Ai scris unde i-am pușcat la 2 jandarmi? Pe o câmpie, un părău de la Șiruga. Da, da, ai scris în carte. Cum să nu? Bun, da. E regulă. Bârsan și Sava l-a chemat pe cei doi suboficieri. 50 de coroane de fiecare. Nu, eu am umblat mult până am găsit toate datele astea, nu găsiți, dar sunt Maria. Date care nu le găsesc de numai la Academia Română, cu datorul le-am găsit. De Sfânta Maria, în 1916, Grăinta Română în Codlea, a fost primit de către domnul Boldor, domnul Pascu și popa Comanescu. Și unul Goșmanu. Și cu Goșmanu. Și elevii în Consul Național, a primit armată cu flori, armată română. Aceea, când a venit la Pismă, la Varacolea. Da, la Sud-Pol. Și când a venit ungurii peste noi, a dus să fugă. Domnul Voldor a ajuns la America, a făcut asta. Și după aceea, după ce românii au intrat în Transilvania, și au ajuns la Moldova, în Moldova și-a făcut acolo școală Comănescu. Și cum a fost colaborarea dintre dumneavoastră toți anii ăștia? Dintre noi doi? Da. A fost extraordinar. Noi am făcut o lucrare imensă. Le-am dat-o. E foarte frumoasă și a scris băieții ăștia doi, profesorea, doamna... Marin și cu domnul Plăieșu. Însă să știți că adevărata istorie acestui oraș în ce am scris eu cu domnul Plăieșu. Să știți. I-am dat-o, ați avut-o.
Nu, ne pare bine că s-au inspirat, că le-am fost de bun ajutor, bravo lor, i-am felicitat, am fost și la lansarea cărții acolo la librărie, însă nu, noi am lucrat 10 ani. Cu Diego Lupu și cu domnul Șimon Paul, doi nepoți să scrie istoria Godley. Am adunat tot ce am putut. Ce-a zis? Eu am scris 3 piese de teatru, am scris. 2 în proză și una în vers. Burtul de la stânca Clăresului. Așa, aia e, da. Așa. Aia are... Asta e plecată dintr-un fab real. Da. Cum... Și asta de la deci domnul Ciurea, e manuscrisul dânsului aici. Da? Da, da. Al cui? De la Ciurea. Mi-a dat o... Și eu am făcut în ea o piesă de teatru. A apărut. Da. În 1900... În 2001. Și eu așa, și aici, așa, aici am și dumneavoastră împreună membrii fondatori. Da. Ai... Așa. Titlul nu l-am dat noi. Titlul e al lui domnul Cutieru. Cutieru. Repere Cotlene. Așa, am scris. Am scris și un plugușor. Da. Și cu plugușorul, așa. Aici în planul ăsta. În fiecare an a scris un plugușor. Era pe timpul vreme și ăla. Mai scrieți? Și acum face rufle și nu te... În țara lui impozit vodă, receptorii sunt oameni la modă. Însă n-am fost un actor de comedie. Am fost elevul lui Siminie, mi-a fost profesor. L-am cunoscut pe Sic Alexandrescu, pe bătrânul, pe Mișu Fotino, mi-a fost profesor. Tată solu Mișulică de la unde la Național, așa. Și cunoscut pe Beligan, pe Mircea Angelescu, pe au fost aici niște oameni. Au fost mă prin am intrat în anonimat, pentru că am avut 3 copii de crescut, toți 3 au făcut carieră. Deci, am fost la George Bacovia acasă, mi-a publicat Bacovia. Carte ați avut o din 92 care am făcut o prima carte. Așa, adevăr... Codul adevăr de istorie. Am absolvit liceul din 2000, nu știu cât, odată cu femeia, e panglica aia acolo. Am făcut la Șambuna primele 5 clase. M-am întâlnit la penitenciar în Brașov cu foștii mei profesori, domnul Ganea, frate cu Nicu Ganea de la... M-am dus la industrial, deci de 4 ani și am calificat. După 6 ani eram desenător. După 8 ani puteam să fie la facultate, maestru sau la facultate. Am fost prezentat, săraci. Am fost săraci, n-am fost bogați. La facultate m-am dus pe numele Cârstea, autuța Frăsină, la facultate, la Petroșani. N-am rămășit tata, fără regional, v-am spus. Doar să știți, voastră și am primit felicitări pentru să mă dea afară și în școală și în facultate. Și în aviație. Școala de teatru care am vrut să o fac la Codlea. Și cât am scos eu, n-am avut cu cine. S-a mers cu ea. Am satisfacția o țigancă din Mărin, la ora actuală, actrițe la Național, dăruită mie. Atât am realizat în 3 ani. De Radu Giru, da. Fiind contemporan, chiar n-am zis rău, cu el în pușcăriile comuniste, i-am copiat o poezie. Am întrebat, dar niciun răspuns. Doar razele reci, ascuțite în ungheri cu sulița lor, m-am pus. Unde ești, Doamne? Am urlat la zăbrele. Din lună venea un foc de cățui. M-am pipăit și atunci... Pe mâinile mele am simțit urmele cuielor lui. A făcut 19 ani. Eu nu i-am împărtășit ideologia, să știți. Dar a făcut 19 ani de închisoare. Un om extraordinar, plin de talent. 4 ani. Nu sunt o enciclopedie, dar am cunoștințe universale. Noi am crezut în omenie, am crezut în fidelitate, am crezut în prietenie, nu știu dumneavoastră în ce mai credeți.